grădină. În mintea mea, în mica mea grădină, în miez de vară, când arșița e mai blândă către seară, privesc cu drag în razele de soare, albinele zburând din floare în floare. Lucrau de zor mereu neobosite, cu gingășie plegând grăbite, polenul din petale auriu, ce-l vor preface în miere mai târziu. Dar într-un colț, la groapa urcioasului care pe tot ce e stricat din casă, cu aceeași gravă muștele adună, gunoiul după datina străbună. În drumul ei spre casă, o albină, trecând prin avecinului grădină, acesta o întrebă: albină dragă, de unde vii și ce ai în desagă? Albina îi răspunse zâmbitoare: de la vecinul tău, vai ce splendoare, are în grădina lui flori minunate, de acolo noi vom deveni bogate. O muscă se opri și ea să spună vecinului ce zise: ziua bună! A fost și eu dincolo în grădină, m-am desfătat din nou ca o regină. A fost o zi plăcută și frumoasă, azi mult gunoi voi duce iar acasă. Când doar a putut să adune vecinul tău atâta stricăciune? Privesc și meditez adânc la toate. Și musca și albina au dreptate, căci în grădina mea sunt flori frumoase, dar și gunoaie cât de urăcioase, numai că fiecare se oprește la lucrul care inima-i dorește. Albina caută flori îngresmate, iar musca doar gunoaiele stricate. Privind la ce se întâmplă în grădină, eu îmi întreb: sunt muscă sau albină? Caut eu la semeni partea lor cea bună sau doar ca musca, sau doar gumaie precum musca adună? Din casa unui prieten bun sau frate, când plec, adun gumaiele stricate? Sau duc cu mine numai gândurile bune, alese cu cerească înțelepciune? Amin.